Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Continuăm seria clipurilor cu și despre Dacia Duster 3, care a apărut oficial ieri. Această mașină, care la început mi-a lăsat o impresie foarte, foarte bună și încă am o impresie foarte, foarte bună și aștept cu nerăbdare să apară mașina și să o testez, vine cu câteva lucruri foarte interesante sau care o fac atractivă, să zicem așa, și care mie îmi plac foarte mult. În același timp are și câteva aspecte la care aș fi vrut să se lucreze un pic diferit sau, mă rog, să fie un alt fel de design sau un alt fel de rezultat final. Oricum, per total, această mașină este foarte reușită, zic eu, mai ales din prisma faptului că inginerii de la Dacia au fost nevoiți sau au fost obligați de viitoarele reglementări Euro 7 să păstreze anumite limite în ceea ce privește motorizările, lucru care cel mai probabil va fi un aspect negativ văzut de actualii posesori de Duster sau chiar și poate și viitorii sau potențialii clienți Dacia Duster. Dar de aceste aspecte o să vorbim pe larg, poate într-un clip separat. Dar acum să revenim la lucrurile care mie îmi plac foarte, foarte mult. Am făcut o listă. Primul și cel mai important, volanul sau opțiunile introduse cu volan și parbriz încălzit. Deși este posibil ca aceste opțiuni să fie puse într-o manieră în care cei care vor să opteze pentru varianta extrem să nu le poată alege, dar lucrurile astea încă nu se știu. Din ce am văzut în clipurile de prezentare, vor fi 4 variante diferite: Essential și Comfort, apoi Journey și Extreme. Cel mai probabil nu vom avea pe Essential o variantă cu motorizarea cu 4x4. Sperăm să se poată folosi această motorizare de pe Comfort, Journey sau Extreme și să avem o oarecare flexibilitate în ceea ce privește configurarea modelului. Dacă cei de la Dacia vor folosi aceleași pachete opționale ca și pe modelele Renault, atunci ne putem aștepta ca pachetul cu parbriz și volan încălzit să fie un opțional disponibil de pe ultimele două niveluri de echipare. Pe perioada iernii este o opțiune foarte, foarte utilă și îmi place foarte, foarte mult că vor oferi posibilitatea alegerii acestor două dotări. Mai departe, noile linii de design de la interior, mai ales interiorul în două culori, cel cu negru sau gri și inserțiile de culoare albastră de la portiere și de pe scaune. Deci, din punctul meu de vedere, știu deja care interior va fi ales pentru modelul meu. Este acela cu nuanțele de albastru. După cum am zis, sper să se poată alege pe varianta de echipare care va fi pentru mine potrivită, dar mai ales pe motorizarea 1.2 TCE 130 4x4. Mai departe, poate cea mai importantă dotare în ceea ce privește practicabilitatea, sistemele sau sistemul U-Clip. Este vorba de niște agățătoare concepute special pentru a putea fi utilizate în anumite locuri din mașină, de la interior, și folosindu-ne de aceste agățătoare putem pune accesorii, fie că este vorba de un suport pentru pahar, un suport pentru tabletă, pur și simplu un cârlig sau chiar și o lanternă mică de tip LED, sau dacă vorbim de zona dintre tabletă și volan, suport pentru telefonul mobil. Aceste mici detalii vor determina
mulți cumpărători să aleagă Dacia Duster, mai ales după ce vor testa modelul și o să vadă cât sunt de utile. Ok, numărul 4, mi-a plăcut foarte mult sistemul infotainment, mai ales că vine bazat pe Android și este împărțit în 3 categorii, ca să zic așa. Prima categorie de pe Duster esențial va avea doar sistemul media control, pe care îl știm deja de pe Dacia Logan și de pe Sandero. Un sistem, zic eu, foarte ok pentru cei care nu vor să dea un ban în plus pentru o tabletă, fiindcă știu că nu o să o folosească și preferă să folosească telefonul mobil. După aceea va fi la fel sistemul media display, în care nu avem navigație, însă avem tableta mare cu toate informațiile necesare. Și în sfârșit, a treia categorie, care va fi disponibilă, sperăm, în standard pe nivelul de echipare Extreme, nu ca și opțional, sistemul media display, care vine cu un pachet de hărți live sau cu un sistem de navigație live, care va fi mult mai bun decât cel de pe actuala generație, deoarece, fiind bazat pe Android, sperăm să aibă servicii Google incluse sau ceva asemănător. În continuare, la numărul 5 avem porturile USB. Sincer să fiu, nu mă așteptam să văd porturi USB de tip C pe Dacia Duster 3, încât cei de la Dacia au prezentat atât porturile USB-C în față, cât și cele din spate. E posibil ca pe variantele de echipare mai ieftine, adică Essential și Comfort, să avem doar porturi USB pentru pasagerii față, dar chiar și așa sunt sigur că ele vor fi de tip USB-C. Aceasta este o dotare la care nu mă așteptam și este mai mult decât binevenită. Și în aceeași manieră, la punctul 6, încă o dotare pe care speram să o văd pe Dacia Duster, încărcarea wireless pentru smartphone. Din nou, cu siguranță că va fi disponibilă pe niveluri de echipare Journey sau Extreme, sau poate doar pe Journey, fiindcă cei de la Dacia au încercat să împartă cumva cele două niveluri de echipare, ultimele două, să le împartă pentru proprietarii de Duster care doresc o mașină de oraș cu mai multe dotări și proprietarii de Duster care doresc una mai versatilă pentru off-road, cu multe accesorii la interior și care să fie foarte, foarte practică și totodată capabilă să meargă pe drumuri mai grele. În cazul ăsta s-ar putea să vedem anumite dotări disponibile doar pentru nivelul de echipare Journey, altele numai pentru Extreme. Poate că unii dintre voi care vor dori să achiziționeze Duster-ul vor considera că nu este corect sau ok. Eu sper ca această dotare să fie disponibile pe ambele niveluri de echipare, ultimele două, și așa toți posesorii de Dacia Duster, viitorii posesori de Dacia Duster, fie că doresc o mașină de oraș, fie că doresc una pentru aventură în natură, să fie mulțumiți. Acestea sunt cele 6 lucruri care mie îmi plac foarte, foarte mult la acest model. Voi face un clip cu câteva lucruri care nu îmi plac, iar până atunci aștept opiniile în comentarii să îmi scrieți ce anume v-a plăcut la acest model când l-ați văzut prima dată și ce v-ar determina să îl cumpărați în momentul în care se deschid comenzile. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru susținere, iar până data viitoare să ne revedem sănătoși. Vă salut!